Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, câteva lucruri despre proiectul pe care îl prezentați la târg, Popanan 21. Proiectul Popanan 21 este un proiect nou pentru noi, dar el este o supraetajare și o consolidare a unui bloc vechi cu valoare istorică. El este construit în 1936 și a fost sediu Electrecord. Pornind de la această idee, am ajuns la provocarea de a realiza un complex rezidențial pe spațiile pe care le avem, dar încercând să ne jucăm cu compartimentările. Cum v-am spus, am făcut și o supraetajare unde vor exista niște apartamente duplex, ceva destul de interesant. Așa? Și ce să vă spun? Vă spun că prețurile de la târg, oferta de la târg pentru două camere este 54.000 de euro plus TVA, un preț, zicem noi, deosebit pentru centrul orașului București. În mod obișnuit, apartamentele se vând cu 60.000 de euro, inclus TVA. Vorbesc de apartamente de două camere, iar garsonierele sunt în jur de 50.000 de euro. Ce să vă mai spun? Să vă spun că o să folosim materiale foarte noi pentru fațadă, de exemplu, o să folosim cembrit, o fațadă ventilată vom obține, care are o garanție foarte lungă. O să adăugăm un lift acestui imobil care nu exista până în momentul de față. O să folosim finisaje care sunt, zicem noi, peste medie, aproape de finisaje de lux. Și sper să fie un proiect foarte frumos. Vă invităm și să-l vizitați cât mai frumos. Cum a fost cererea până acum din piață? Cererea destul de mare, okay. Și să sperăm că de acum încolo, mai ales că avem un showroom deja pregătit, un apartament finalizat, o să fie și mai mare. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes. Mulțumesc. Să fie. La revedere.